Președintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, s-a aflat recent la Potlogi cu prilejul unui eveniment religios. Aici a oferit câteva declarații și pe marginea unor teme administrative și politice. Un subiect asupra căruia s-a oprit a fost și rezultatul alegerilor europarlamentare obținute de PSD Dâmbovița. Foarte bune, foarte bune. Rezultatele PSD Dâmbovița sunt foarte bune. Asta arată cât de eficient este Adrian Țuțuianu și echipa din jurul dumnealui și echipa de primari și de parlamentari. Pe de o parte, pe de altă parte, arată și cota de încredere pe care o are PSD-ul aici în frunte cu Adrian Țuțuianu, generată de activitatea de 2 ani de zile ca președinte de Consiliul Județean. Este un președinte bun, un președinte care are o gândire strategică din punct de vedere al dezvoltării, a moștenit, între ghilimele, foarte multe datorii, foarte multe probleme la Consiliu, cu răbdare și cu sprijinul nostru, încet încet le-a rezolvat pe toate. Eu sunt foarte mulțumit și partidul în general este mulțumit cu ce s-a întâmplat la Dâmbovița.